Prea
preasfințite părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliului Mitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru. Cu înțelepciune dreță ascultăm Sfânta Evanghelie. Evanghelie de la Luca citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain, și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și mult popor. Iar când s-a apropiat de poarta orașului, iată scotea un mort, singurul fecior al maicii sale, și ea era văduvă. Iar din oraș popor mult era cu dânsa, și văzând-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșciut, iar cei care îl duceau au stat, și el a zis, tânărule, ție îți zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a sculat și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat maicii sale. Frică i-a cuprins pe toți și slăbeau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, preacuceni și frați într-un Hristos, voi da citire distincției cu care Părintele Nicu Claudiu Herinianu
pentru munca deosebită, pentru viața deosebită și pentru dragostea față de bunul și atotputernicul Dumnezeu le-a arătat de la hritonoria sa și prin care în al preasfințitul îl ridică la rangul de iconom. Andrei, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Vadului, Fereacului și Clujului și mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, ascultând de sfatul măritului apostol Pavel, care în epistola întâi către Timotei spune: preoții care își îndeplinesc bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste. Pe temeiul încredințării pe care ne-a făcut-o prin constatările noastre directe și prin referințele părintelui Vicențiu Doru Zinveriu, protopopul de Beclean, în baza articolului 88, litera R, din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, am socotit de bine a înălța pe preacucernicul preot Nicu Claudiu Herinian, paroh al parohiei ortodoxe Dumbrăvița, protopopiatul Beclean, la rangul de iconom, pentru rodnica sa activitate pusă în slujba bisericii, a binelui oștesc, precum și în semn de deosebită prețuire și părintească dragoste. Ne dăjduim că această cinstire va fi pentru sfinția sa temei de a lucra și mai departe, cu încă și mai multă râvnă, pentru biserica strămoșească, iar pentru ceilalți clerici, îndemn de a spori zelul lor spre mângâierea și mulțumirea noastră. Dată astăzi, 9 octombrie 2011, în reședința mitropolitană din Cluj-Napoca, Andrei, arhiepiscop și mitropolit. Poruncește preasfințite părinte, spre cel ce vi se aduce înainte, preacucernicul și alesul între preoți Nicu Claudiu, întărit a primi sfintele rugăciuni și a fi hirotesit iconom. Să ne rugăm, Doamne, miluiește! Toate conșelepciunile economisești și prin purtarea ta de grijă după trup ai lucrat mântirea noastră. Cel ce pe înțeleptul econom care bine a economisit, l-ai lăudat ca un stăpân al casei și cuvintează. Și pe robul tău, Nicu Claudiu, ca să se face econom. Și îl puternicește și îl întărește pe dânsul ca în credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească lucrurile și averea bisericii pentru ca să le făcășească spre slujințe vrednicească de bucuria celor ce vine între lupța talanții, să scape de ușurile care trebuie să fugă și o sunt a slujii cele viclene care cu lenevire și-a îngropat talantul. Rugăciunile și mijlocirile prea binecuvântate stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare, care Sfântului și întru tot răbdat de apostol și duitor mucenic Varnava, părătorul Sfinților Tăi, că s-a sfințit, s-a prea mărit, întru tot cinsticul de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecelare. Amin. Să luăm aminte! Smerenia mea, prin harul întru tot Sfântului Duh, te progisește pe tine, preacucernicule preot Nicu Claudiu Iconom, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecelare. Amin. Vrednic este! Vrednic este!
Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! În numele Domnului binecuvântat, de acum și până viața, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n viață. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n viață. De acum și până-n viață. Domnului să ne rugăm. Peste voi, colesor har, toată iubirile oameni, fără mâna acum și pururea și în veci, în veci, în doare. Amin. Măriții Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în veci, în veci, în doare. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea sfințite Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru vecinile preafratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, și pe aceste Sfinte Biserici, pentru vecinile cele între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru căciunile Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu, și al cuvioșilor Andronii și Atanasia, căror pomiri o săvârșim, ale Sfinților, Drenților și Dumnezeișilor Părinții Achim și Ana, și pentru căciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și mântuiască pe noi, Domn bun și de oameni viitore. Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, Filuiește-ne și mântuiește pe noi. Pentru munca deosebită, pentru jertfa fiecăruia dintre cei care au venit cu multă dragoste și s-au străduit să facă cinste bisericilor, să se închine cu adevărat bunului și atotputernicului Dumnezeu și să ajute la viața spirituală a bisericii, în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei adresează diplome de aleasă cinstire celor pe care îi vom numi aici. Andrei, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Vadului, Fereacului și Clujului, mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, ținând seama de propunerea preacuprincului părinte Zinveriu Vicenciu Doru, protopopul de Beclean, înregistrat la Cancelarea Arhiepiscopiei Vadului, Fereacului și Clujului, sub numărul 4987 pe 9-2011, în baza articolului 89 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, iubiților noștri fii sufletești, membrilor Consiliului Local al Comunei Spermezeu. Deci Consiliul Local al Comunei Spermezeu. Da, da, puteți. Membrilor Consiliului Parohial al Bisericii Ortodoxe Române din Dumbrăvița. Domnului profesor Vasile Marc, inspector școlar general al județului Bistrița în Săud.
domnului Menuț Maximilian, redactor la cotidianul Răsunetul din Bistrița, domnului doctor Grigore Hotnoghi, domnului director Marinel Sacu, doamna Mihaela Pătcaș, domnul Iacob Nistor, domnul Dan Giurgiuca, domnului Vasile Păltinian, domnului Alexandru Mureșan, domnului Ioan Mizgan, și domnului Ioan Hales, Sfântului Duh. Amin. Preacuțenițe Părinte Protopop, Preacuțenițe Părinte Duhovnic, Preacuțenici Părinți, Preacuțenițe Maică Stareță Veronica, distinse oficialități și iubiți credincioși. În această zi mai răcoroasă de toamnă, pentru frățile voastre, vrednici locuitori ai acestui sat frumos din comuna Spermezeu, Dumbrăvița, dar și pentru invitații voastre, este o zi de vizibilă sărbătoare. Sărbătoare pe care, la fel ca și părinții, moșii, strămoșii noștri, o trăiți în sânul bisericii. Și pe lângă această entuziastă manifestare a credinței, bucuria acestei sărbători, ați arătat-o și arătați atât prin primirea tradițională a episcopului, dar și prin îmbrăcarea acestui port popular, care a dus și aduce un plus de lumină în viața noastră. Și este o mare binecuvântare de la Dumnezeu că în vremurile de astăzi,
bântuite de unele duhuri care caută să ne străineze de credința strămoșească, știți să păstrați și să prețuiți valoarea sfintelor icoane. Mă refer în mod deosebit la cele care s-au închinat părinții, moșii și strămoșii frăților voastre, la Sfânta Masă a Bisericii de Lemn pe care ați avut-o aici înainte de zidirea Bisericii actuale și la proscomidiarul, la fel de vechi ca și Sfânta Masă, la care preoții care au păstorit cu vrednicie această străveche comunitate creștină, română și ortodoxă au slujit de-a lungul timpurilor. Iubiți credincioși, un vrednic de pomenire, duhovnic mare al neamului nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, pe care sunt sigur că mulți dintre frățile voastre ați avut ocazia să-l cunoașteți, fie la Mănăstirea Sâmbăta, unde a trăit, fie în diferite ocazii la slujirile de pe cuprinsul țării noastre. El avea un cuvânt frumos, cuvânt care vi se potrivește întru totul, spunea Părintele Teofil, mai întâi datoria și apoi bucuria. Iată că frățile voastre, știți, la fel ca și înaintașii frăților voastre, să faceți datoria față de neam, față de Sfânta Biserică, față de comunitatea timpului în care v-au fost rânduit să trăiți în această lume, dar și să vă bucurați. Așa cum astăzi și mereu când participați la Sfânta Liturghie, aici, în sat sau la mănăstirea de la Dobric, face să răsară. A luat pâinea la cina cea de taină în sfintele sale mâini, spunând apostolilor săi, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. La fel și vinul, necuvântând și mulțumind Tatălui Ceresc, l-a împărțit cu Sfinților Apostoli spunându-le, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, aceasta s-o faceți într-o pomenire a mea. Și aceasta au făcut-o și-o fac necontenit în Sfânta Biserică, Sfinții Apostoli și urmașii lor, episcopi și preoți, pentru ca poporul drept credincios, poporul lui Dumnezeu, să aibă izvorul vieții celei veșnice. Iubiți credincioși, să dea bunul Dumnezeu, Maica Domnului și toți sfinții, sfinții arhangheli, Mihail și Gavril, cutitorii bisericii și a parohiei dumneavoastră, să ne ajute tuturor să păstrăm credința părinților, a moșilor și a strămoșilor noștri, să nu ne lăsăm ademeniți de valurile lumii acestea în care trăim, care ne învie prin multe ispite spre necredință, spre uitare de datorile noastre de creștini și prin nepăsare. Evanghelia
duminicii de astăzi, prin cuvântul stăruitor al Mântuitorului, se adresează în mod deosebit tinerilor, pentru că ei, prin lipsa de experiență, a vârstei pe care o au, foarte ușor pot fi ademeniți de grijile lumii acesteia, lenea, băutura, fumatul, desfrâul, consumul de droguri și multe alte ispite care la început să apar atrăgătoare, aduc în suferință și de multe ori în moarte sufletească, care este mult mai grea decât moartea trupească, o seamă de tineri și doar Sfânta Biserică, rugăciunile părinților și a comunității în sânul bisericii pot să îi ajute să revină, să se recupereze. Am această mare bucurie că astăzi, aici, la Dumbrăvița, să găsesc o comunitate frumoasă, prezenți fiind la Sfânta Liturghie, copii tineri și persoane vârstnice care dovedesc că aici, la Dumbrăvița, se păstrează cu cinste credința strămoșească. Felicit pe părintele Nicu Claudiu, familia sa, membrii Consiliului și a Comitetului Parohial, pentru munca administrativă și domnicească depusă prin ridicarea unei noi case parohiale, fapt care, în mod sigur, are menirea să întărească și mai mult această comuniune în credință, în nădejde și în dragoste în care ne se da să trăim. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Preasfinția voastră, iubiți frați întru Hristos, Preacuvioasă Maică, Stareță Veronica, iubiți credincioși, cuvântul din Sfânta Liturghie, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pacea o aduce, ne-a dus nouă tuturor, prin intermediul Preasfinției voastre, Harul Duhului Sfânt, care ne întărește și ne va întări pururea în lupta cu vitregiile vieții. Este apa vieții. Apa vieții pe care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a oferit-o femeii samarinence, care l-a descoperit pe Iisus Hristos. Acest har se pogoară neîncetat aici, în Dumbrăvița, și istoria ne confirmă trăirea deosebită a aceștor vrednici și buni oameni. Dacă în decursul istoriei era Sfântul Apostol Andrei și până în ziua de astăzi s-a trăit cu o credință ortodoxă, adevărată și bine întemeiată pe Sfânta Scriptură, este datorită sufletului mare acestor oameni. Numele Dumbrăvița vine mai târziu, dar aici a avut loc o luptă mare. Aici s-au jertfit pentru credință oamenii, încă de demult. Duc era numele. Duc vine la Dâcmeză, un număr pe care cronicarii maghiari l-au dat acestei localități, Câmpia Hoitului. Aici, la ultima trecere a tătarilor, oamenii și-au apărat credința și-au lăsat cadavrele lor, apărându-și biserica și neamul lor. Nici tunurile lui Bucov
nimic n-a putut clătina această credință a oamenilor. Iată de ce, chiar dacă au avut o bisericuță mică, care în 1897 a fost donată la Cășier, s-au ridicat această frumoasă biserică. Și de-a lungul istoriei, preoții au purtat stindardul și crucea bisericii noastre cu multă demnitate. Iată, aici a rămas credința nebântuită ortodoxă. N-au putut face străinii să îndepărteze pe oameni. Și primul lucru care l-am venit azi dimineață când am venit la Sfânta Liturghie, am îmbrățișat un om de aici îmbrăcat în hainele lui frumoase, ale țăranului român, cu sufletul bun, cu sufletul care se înalță în continuu către Dumnezeu. Predat Badea Vasile Mizgan, am aflat mai târziu numele lui. Preasfinția voastră, așa cum puțini sunt încă îmbrăcați cu aceste frumoase costume, ei își păstrează totuși identitatea clară ortodoxă și dau slavă lui Dumnezeu. Și șuvoaie de apă vie au primit din predica și învățătura atât de frumoasă în preasfinției voastre și se duc împăcați la casele lor. Vă mulțumim pentru bunăvoința și dragostea cu care preasfinția voastră veniți să aduceți harul lui Dumnezeu aleanul și să binecuvântați strădanii acestor oameni a vrednicului lui păstor. Duceți în al preasfințitului stăpân al nostru, în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, dragostea noastră, vă purtăm pe preasfinția voastră și pe înalt preasfințitul în sufletele noastre pentru mulți și fericiți ani. Amin. Preasfinția voastră, preacucenice Părinte Protopop, preacuvioasă Maică Stareță, iubiți frați pentru Hristos, dragi invitați, iubiți credincioși, în primul rând, astăzi, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem la această frumoasă sărbătoare în care am primit în mijlocul nostru pe preasfințitul Vasile Someșanu. Vă mulțumim, preasfinția voastră, că ați venit în mijlocul nostru pentru a săvârși Sfânta Liturghie Arhierească și pentru a ne binecuvânta casa parohială construită de vrednicii credincioși din Dumbrăvița. Vă așteptăm cu multă dragoste ori de câte ori doriți să poposiți în localitatea noastră, pentru că noi toți vă iubim și ne bucurăm de cuvintele dumneavoastră și de arhiereștele binecuvântări. Mulțumim Părintelui Protopop pentru grija care ne-o poartă, numai în această săptămână, cred că ați fost de 3 ori pe aici pe la noi, ca să iasă totul bine, și pentru grija care ne-o purtați, vă mulțumim din suflet că sunteți împreună cu noi și vă mai așteptăm cu mult drag. De asemenea, mulțumim Maicii Starețe Veronica împreună cu maicile prezente astăzi la eveniment și mulțumim preoților care astăzi și-au lăsat parohiile și au venit în jurul nostru. Și sigur băieților care atât de frumos ne-au încântat astăzi la Sfânta Liturghie. Mulțumiri se aduc și celor care au fost nominalizați aici pe scenă și și-au luat diplomele de aleasă cinstire. Dar mai aducem mulțumiri, de exemplu, și domnului inginer Elec de la Uriu, dar și domnului viceprimar Deneș Alexandru, cu care avem o deosebită colaborare. Și, sigur, nu în final, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, credincioșilor din această comunitate frumoasă Dumbrăvița, pentru că, sigur, acest brâu pe care îl am eu acum și cu care sunt încins, nu este doar meritul meu, ci este și meritul dumneavoastră. O bucățică este pentru fiecare dintre dumneavoastră, căci oricum ar fi păstorul, nu este nimic fără turmă. De aceea, preasfinția voastră, le mulțumesc în fața dumneavoastră cu mult respect, pentru că venim preot în această parohie din binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul și arhiepiscopul Bartolomeu. În 2007, tot așa în octombrie, am fost instalat și mi-au pus la dispoziție o casă pe care au renovat-o pentru ca să locuiesc în parohie și au arătat dorință de a fi în mijlocul lor. Iar pe urmă, din anul 2008, am început lucrările la casa parohială care s-au finalizat cu ajutorul Dumnezeu în acest an. Eu le mulțumesc din suflet pentru dragostea care mi-au purtat-o și pentru colaborarea deosebită și bunul Dumnezeu să-i răsplătească, pentru că sigur eu sunt cu mulțumirile,
dar Dumnezeu este Cel cu binecuvântările, pentru că zice Mântuitorul, Cel ce vă primește pe voi, pe mine vă primește. Primind în satul dumneavoastră, în localitatea dumneavoastră, în casa dumneavoastră, un preot sau un episcop, îl primiți de fapt pe Hristos, pentru că noi toți suntem trimiși și Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea eu sunt cu mulțumire în această zi, dar Dumnezeu este Cel care vă dă binecuvântare și multă sănătate. Mulțumim tuturor celor prezenți în această zi. În cele ce urmează, trei preoți o să vă miruiască, vom merge pe urmă la casa parohială unde se va face sfeștania și aș dori în final să fac și un anunț. Preacuvioasa Maica Stareță Veronica de la Dobric ne anunță pe toți că în data de 18 octombrie, deci în această lună, mi se pare ca de marți, pe Valea Noastră, mai precis la Mănăstirea Dobric, se va afla în al preasfințitul Andrei. Arhiepiscop și mitropolit Andrei, care de la ora 8 va sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Dobric. Și pe urmă va fi urmată de conferința preoțească de toamnă. Și Preacuvioasa Maică Stareță ne-a transmis și vă invite pe toți și vă așteaptă cu mult, mult drag. Vă urez o dupămasă cât mai plăcută și binecuvântată alături de cei dragi în casele și în familiile dumneavoastră. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Marie, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău, că născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie Maică al Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea noastră este Tatăl, scăparea noastră este Fiul, acoperământul nostru Duhul Sfânt, trăime sfântă slavă ție.